Bună dimineața! Mergem astăzi într-un loc special, răspundem unei invitații. Invitația este de la prietenii noștri unde ne manifestăm noi în fiecare dimineață, adică la YouTube, la Google acasă. Mergem în Pancras Street sau cum se numește. Ce pot să vă spun? Vă voi spune. Ce pot să vă arăt? Vă voi arăta. Până una alta, luăm Boltul și de înainte. Hiya! Thank you very much. No problem, don't worry. Acum așteptăm să vină să ne ia organizatorul. Și cam asta a fost și cu Google. 3 ore și jumătate. Am avut treabă, nu glumă. Și între timp a ieșit soarele. Uitați ce vreme frumoasă în Londra. Eu astăzi nu sunt liber decât jumătate de zi. A doua jumătate o lucrez. Acum o să fie interesant că trebuie să găsesc un Bolt. Hai, oh, he's annoyed. Da, mai am casa. Simianțe. Doamne, în sfârșit liniște. Ah, în sfârșit, no London anymore. Doamne, ce bine. Așa la sat. Îmi place viața la țară mie. Câteva ore mai târziu, am plecat din Londra pentru că gălăgie, stres, agitație. Îmi plec niște creierul. Nu? Da. Și am venit undeva spre Milton Keynes, într-un sătuc, am uitat cum se cheamă. Așa că suntem într-un sătuc pe aici, unde am găsit noi un restaurant. Claxoanele care au schimbat cadrul sunt taximetriștii. Îmi și povestea taximetristul de pe Bolt că taximetriștii de pe Uber și Bolt și ce firme din astea mai sunt, sunt într-un conflict din ăsta deosebit. Existențial. Cu acel black cab. Care e dificultatea acolo? Eu am vrut să iau black cab, că am intrat pe Getter și știi cât făcea? 26 de liruțe. Am intrat pe Bolt, a făcut 11 liruțe. Păi ăia se și agită, dar se agită cam degeaba, că se agită pe bani cam mulți. Ce-i domnule acolo? Ți-a plăcut întrunirea de astăzi? Domnule, hai să vă povestesc și cum a fost, că nu pot să vă spun prea multe, pentru că toată treaba a început în felul următor, mai precis. Da, și acum uitam să văd dacă filmează. Ah, okay. Mai precis. Am crezut că arăți cât de superbă sună. Dar mai precis cu un set de documente pentru confidențialitate. Deci vă dați seama că foarte multe nu pot să vă spun. Însă ce pot să vă spun este că e vorba de niște lucruri noi care vor fi implementate în aplicațiile astea ale YouTube-ului, în studio, în aplicația YouTube și la care am participat în vederea evaluării. A fost drăguț, mi-a plăcut foarte mult, a durat destul de mult. Bă, dar nu prea, pentru că mie nu-mi plac întâlnirile astea din un motiv foarte simplu. Când facem același tip de întruniri, noi le făceam online cu YouTube, că avem cam 3 pe lună. Când eram pe online, era mișto, că na, știi, se făcea repede, era one-to-one, era altfel. Aici, fiind grup și am fost 4 inși și 3, așa zici, evaluatori. 4 inși și 3 persoane. Dom'le, a început acea chestie, infantilizarea pe care nu o suport HR. Eu, știți, ca la HR. Râdem gratuit, ce facem frumos, tot felul de chestii din astea. Ce frumos, ce trebuie, dom'le, să stai în buricul pământului acolo, în Londra? Că uite ce frumos ai viața la țară, ce frumoasă e. Uite, da. Și ce uși frumoase, foarte ce frumos. Liniște, ce păsărele. Și cam asta e pe scurt, că Delia vă că ea s-a plictisit și dacă ea s-a plictisit, cum zic că v-ați plictisit și voi. Eu foarte excited de faptul că am plecat din gălăgia aia, din cauza întrunirii de care Doru a avut parte astăzi. A trebuit eu să fac prezență la birou, pentru că, bineînțeles, suntem acești creatori de conținut și YouTube ne cheamă, dar ne cheamă separat, which is shaming. Mă, nu ne cheamă separat. Shaming or... N-am știut noi, puteam să mergem amândoi, dar n-am știut eu și am zis, băi, prima oară când facem in person, că ei n-au mai făcut din cauza COVID-ului, n-au mai făcut o perioadă bună. Dar data viitoare știm. O țăcăneală totală pentru păi că... Păi, dar unde mă duci? Pe aici, pe aici mai băga pe străzile astea pe la țară, pe aici. Pe aici. Și după aia zice să... Mai știi că am parcat aici data trecută și am intrat printre păi și de ce n-am parcat și data asta acum? Pentru că, uite, nu știu ce vânt și ce plăcere e să stăm aici. Era mai devreme un apus superb. Haideți, doamna Moraru, haideți. Pur și simplu îmi place așa o plimbare de seară.
pentru că după o nebunie o să ziceți, da, dar acela birou e o nebunie, chiar dacă e liniște și chiar dacă e foarte, a fost foarte liniștit astăzi, că a fost foarte puțină lume, vânzolea la aia din clădire și toată treaba aia care mă scoate din, pur și simplu, din elementul meu de confort, nu e chiar foarte plăcută. Da, foarte frumos aici. Da. Uite după căsuțe. Da, mă uitam aici, că alea sunt frumoase, astea pe aici nu mai sunt așa da, frumoase. Da, trebuie să intrăm pe acolo. Ah, da, da, uite mă, cărciuma. Dar am trecut, am parcat pe undeva pe aici, nu știu ce mă adus. Am afară. Pentru că am zis că dacă nu profităm de cât de cald e și cât e, sunt 26 de grade în momentul de față și este ora 8 fără 20. Jesus! Doamne, da, cât e de am cald! Am și întârziat. Pot să cred. Aici există două cărciumi pe care le știm noi. Una se numește Greek Affair și una se, cealaltă se numește French Affair. French Affair. French Affair este cârciuma de zi. Aha. Și Greek Affair este cârciuma de noapte. Am înțeles, deci doar seara spargem farfurii, da, da. Ziua cântăm chanson frumoasă, da, ca faionță. Dar e la fel de frumos și ziua și seara, că uite ce. Cred că, n-au, cred că și fac share la spațiile astea, eu așa cred. Crezi? Da. Bine ați venit la grădină. Hai să vedem. Deci n-ai luat la French. Nu, i-am luat la Vero. Da, noi am fost aici la French. Da, noi ne putem deci noi nu mergem, nu mergem nici la French, nici la Greek. Eu credeam că mergem ba, la unul dintre astea două nu. Și acum zice că mergem la Vero. Aici am stat undeva data trecută. Care e Vero? A, aici e Vero. Asta e Greek. Bun, pe hai să intrăm. Hai! We have a booking. In which name? Delia Moraru. Thank you. Au ce măsuță intimă avem noi aici. Elegant. Da, și cam asta a fost treaba cu YouTube-istica. Astăzi am fost la nenea Google, a fost la nenea YouTube acolo, sau la fratele lui mai mic, nu știu cum să-i spun. A fost interesant, o mai facem data viitoare. Sunt foarte frumoase. Chiar am făcut un story pentru că sunt această instagramoasă în ultimul timp și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit noi la mine pe Instagram. Am văzut că a explodat, a bubuit, doamne, Instagramul. Am depășit și noi 500 de follow, 523 chiar. Dar spune-le de ce ai ajuns așa, pentru că noi aveam. Și ce se întâmplă? Noi am avut un, cum se numește, domnule, am avut un ăsta, un canal, cum se numește acolo pe Instagram, destul de mare. Și de a zis, nu, eu vreau altul, vreau unul de la zero, al meu. Și asta a făcut. Da, am zis că eu întotdeauna sunt fană, calitate, înaintea cantității. Da, e bine, e bine. Era că spun o tâmpenie și eu mă lac de spun aici, chiar vorbesc serios și să nu spun tâmpenii. Da, calitate înaintea cantității, degeaba ai mult și prost, mai bine ai mai puțin și fără rost. Și fără rost, da. Chiar mă uitam la, apropo de mult, mă uitam la porțile din acest restaurant și sunt foarte, foarte micuțe, așa, foarte elegante, dar atmosfera e foarte drăguță. Mă simt și că suntem la mare, e o năbușală foarte mare și probabil de-aia mi-e așa și cald, dar vreau să vă spun că mi-am luat acest cocktail care este o confuzie într-un pahar. În primul rând are multă, multă portocală și mă face să mă gândesc că e foarte crăciunos. La același timp are și cocos și mă face să mă simt ca în vacanță. Stai că ți-arătam story-ul. Uite aici ce frumos, ce story. Și bineînțeles cocktailul meu. Și bineînțeles că mă găsiți la Delia Mărână pentru că vrem să sărim cu Mia, nu? Vrem să facem Mia de follow-uri pe Instagram. Și după aia 10.000 și după aia 100.000 și o să devin această instagramabilă și o să mă las de carieră și o să-mi dau și de mic. O să faci mici pe Instagram. Niciodată, niciodată, niciodată. Acolo sunt așa de plăcere, mai pun o poziță, mai țin legătura cu voi. Să știți că Instagramul ăsta în ultimul timp asta a devenit o conexiune, o portiță în care discutăm și pur și simplu ne împrietenim. Da, spune-le chestia aia interesantă, dar am lucrat o mașină, că unii oameni sunt surprinși că ne răspundem. Da, eu astăzi discutam cu cineva și îmi spunea, vai, dar mulțumesc că mi-ai răspuns. Și eu i-am spus, eu doar zic, de ce? Nu e normal ca un om să, când îți scrie să-i răspunzi, e de bun simț, e de, nu știu cum să zic, de tratament de la egal la egal, suntem oameni, nu e normal să ne răspundem, să vorbim, să comunicăm, să... I-am zis, cu cine cred că vorbesc? Cu Michael Jackson? Suntem oameni, adică e normal să ne spunem. E o chestiune de, așa cum am zis, de educație, de bun simț. Îmi plac foarte mult acâmurile astea, apropo de educație. Îmi plac că sunt așa haurii și farfuriile, dar farfuriile sunt mai mult grecești, pentru că noi ne așteptam ca acest restaurant să fie grecesc. Vă spun sincer, eu nu mă așteptam să fie italienesc.
dar am nimerit aici, am văzut că au, are friptură, deci practic pentru Doru deja seara e rezolvată. Eu mi-am luat niște bruschețele, niște puiuți, bineînțeles așa, pentru că, bineînțeles, vreau să mă uit și după un desert după aia. Dar până una alta, enjoyem cocktailul. Tot-o cutunio și bruschetele, doamne. Iubirea, prima mea iubire a fost o cutunio. Am avut un crush pe tot cutunio. Astea sunt bruschetele mele care arată senzațional, miros a ceapă, domnește așa. Da? Dar mie îmi trebuie vreo 10 din astea ca să... Până nu am mai luat noi și un platou, un board, că ba, da. Ea a venit foarte convinsă că asta e tot ce am luat. Da, cred că de asta eu fi convinsă că asta e tot ce am luat pe seara asta, că ea nu știe de unde venim noi și cum suntem de hemesiți, de-l treci de la 4 dimineața. A venit și board-ul, domnule. Thank you. Ce mai avem? A venit și fripturica. Steak. Thank you. Asta e fripturica mea. Chicken with mushrooms. Și ai și-a luat Delia. Thank you very much. Și ți-a luat pui cu ce? Pui cu... Doamne, eu am o treabă să vă zic, că nu mă pot abține. Deci aceste pui... Uite aici. Aceste... Uitați cum se calculează. Aceste... Se calculează nota. Porțiuțe. Pe... Vai, largă, sunteți lângă capitală, mâncați puțin, că noi suntem acești fancy. Eu înțeleg că te duci la restaurante fancy să nu te bucăiești. Sunt super de acord. Când restaurantul e experiență. Dar asta e o terasă, adică... Nu mai zic nimic. Sunt acest om treaz de la 4, nemâncat toată ziua și sunt servită cu această porțiuțe. Noodle doodle is the best. Așa că înainte să se enerveze doamna Moraru, definitiv concluzionăm vlogul și ne vedem mâine dimineață. Pa! Pa!